Deși prețul cafelei a scăzut la nivel global, în România a crescut considerabil. Cafeaua este cea mai consumată băutură la nivel global. Află cât a ajuns să coste aceasta în România și care este motivul din spatele prețului. Cafeaua a devenit cel mai consumat produs la nivel global, cu aproximativ 42,6 litri de persoană pe an. Deși ceaiul este consumat în cantități foarte mari, aproximativ 85 de litri pe an, cafeaua este mult mai importantă din punct de vedere valoric, pentru că se folosește mai multă cafea măcinată decât ceai la un litru de apă. Astfel, vânzarea de cafea a crescut vizibil în ultimii ani, fiind ajutată de lanțurile de cafenele, dar și de către magazinele de specialitate. În România, prețul cafelei a crescut cu 19% în ultimul an, cu toate că pe piețele internaționale am asistat la o scădere de aproximativ 25%, de la $228 în martie 2022, la aproximativ $170 la sfârșitul lunii martie. Cea mai mare problemă se regăsește însă în Europa, unde consumul de cafea este cel mai mare, absorbind aproximativ o treime din producția globală. Creșterea cererii pentru boabe de cafea de calitate superioară arabica determină de asemenea creșterea prețurilor. Cu toate că cererea globală de cafea a scăzut la nivel mondial, cererea de cafea de specialitate este în creștere. Românii consumă mai puțină cafea decât nemții, potrivit unor studii. În România, consumul de cafea pe cap de locuitor este estimat la aproximativ $95 echivalent pe an, mult mai mic decât cei $285 cheltuiți de germani și $222 de italieni. Este așteptat ca la nivel global piața cafelei de specialitate să crească de la $53,67 miliarde în 2021 la $152,69 miliarde până în 2030. În prezent, Europa se confruntă cu un al patrulea val al cafelei, știința cafelei, piețele tot mai sofisticate, concentrându-se pe caracteristicile intrinseci ale boabelor de cafea și pe influența preparării acestora asupra gustului, relatează canaldee.ro.